Din generație în generație, înțelepciunea șamanismului toltec s-a transmis prin intermediul poveștilor. Se spune că scopul acestor povestiri este de a cultiva o sămânță de cunoaștere în mintea ascultătorului, unde în cele din urmă poate să încolțească și să înflorească într-un mod de viață nou și mai bun. Ce învățături extragem și aplicăm și noi în viața de zi cu zi, vom discuta astăzi cu Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism. Bine te-am găsit, Olimpia! Bine te-am regăsit! Sau chiar să-ți spun, Mioara, că știu că așa-ți place. Ai, uite, când vorbesc despre Mioara, da? Intru și eu în starea asta, știi? De româncuță! Da, ce frumos! Olimpia, vreau să-mi povestești despre tot ceea ce înseamnă, da, și ceea ce presupune practica șamanismului, da, și ce putem să extragem noi și ce putem să aplicăm în viața de zi cu zi și să-mi vorbești de frumusețea, da, învățăturilor toltece și bineînțeles că, așa cum am obișnuit telespectatorii, avem și o recomandare de carte absolut minunată. Este fabuloasă cartea asta. Înțelepciunea șamanilor, domn José Ruiz. Înțelepciunea șamanilor este vorba despre șamanismul din centrul Americii. Toltecii, se atinge puțin și din înțelepciunea maiașă. Da. Ce este... Deci pe mine m-a fascinat cartea, sincer. Eu când mi-a dat-o Sorina, am zis, e o carte de la Herald. Da, da. E o carte așa, am mai citit eu șamanism. Da. Dar asta mi-a adus o bună dispoziție, pentru că tot ce spune este foarte practic, aplicabil, îți dă practic, faci asta, faci aia, faci aia. Și vorbește prin povești cu tâlc. Și spune, uite, din asta extrage așa, așa, fiecare pas. Și ce m-a uimit pe mine este că apare un ritual, da, foarte vechi, pe care eu l-am învățat în școala siberiană. Știam că provine din școala șamanică toltecă. Da. Îți dă cu amănunt cum să-l faci. Și este atât de profund. Cum să transformi energia grea, da, energia care te ține blocată, care te ține blocat, dintr-un divorț, dintr-o moarte a cuiva, din despărțire, din... O traumă, ceva. O traumă, ceva ce ți s-a întâmplat ta, da? Greu, da. Poți să extragi acea energie și să o duci într-un lucru bun pozitiv pentru tine. Exact. În prezentul tău sau în viitorul tău. Și îți dă toată... E un fel tehnica de catalizator al suferinței, dacă stai, da, să te gândești, nu? De fapt, asta face șamanul. Mm-hmm. Și cartea te învață să transformi partea din tine de umbră, da, în lumină, pentru că se trezește șamanul interior sau, cu alte cuvinte, vindecătorul interior, pentru că șamanul este cel care transformă umbrele. Umbrele ce pot să fie, Dana? Dureri, traume, da? Da. Lucruri învățate de la alții, dar care nu-ți sunt valabile. Da, exact, aparțin. Și tu le iei de bun. Exact. Gânduri limitative, putem gânduri să punem și asta. Exact, da, da. Acțiuni pe care le faci și sunt contra firii tale, dar tu le faci. Sunt lucrurile astea care te-au învățat că e bine și poate, da, pentru natura ta nu e bine. Sunt lucrurile care te țin în loc, care poate uneori te sabotează și tu nu știi lucrul acesta. Exact. Da? Lucruri pe care le poți observa că te sabotează sunt atunci când ai o reacție, de exemplu, și tu spui, dar nu mă recunosc, eu de ce fac asta? Stai un pic, că tu acolo ceva în tine urlă, da, atât de, da, tare să fie văzut, da, știi? Da. Și, dar nu sunt așa, dar am băut un pic de vin și de asta am reacționat și că de la oboseală că, și toate, da, astea... Dar se spune că alcoolul potențează o stare și în funcție și de starea aia tu poți să devii mai, nu știu, fericit dacă ai o stare bună sau... Sau îți dă voie îți să... Știi cum e, Dana? Un... Toate vălurile cu, da, care te-ai acoperit dispar. Exact. Exact. Da, așa și este. Am reacționat că eram băută, că eram băut, că... Nu, okay, e ceva acolo în e tine. E ceva acolo, te uiți. Mm-hmm. E genul acela, cum se spune, se oglindește ceva. Da. Ce nu-ți place la celălalt, ce situație e ca un trigger pentru tine și o vezi. A, stai, stai puțin, uită-te la tine atunci. Așa. Noi avem vorba asta, când întind degetul, un deget despre acea persoană și uite spre mine câte degete sunt întâmplate. Care, care? Da. Povestește-mi apropo de, nu știu, această învățătură toltecă, da? Și cum trăiau ei, apropo de ceea ce au lăsat mai departe și ceea ce au transmis de-a lungul generațiilor și de ce sunt atât de actuale învățăturile lor. Dacă, și îi invit să citească această carte. Dacă o citești, îți dai seama că nu e nimic vechi. Totul este atât de real, de adaptat la zilele noastre, că tot ce trăim noi, ne trăim ceea ce scrie acolo, că s-au întâmplat de mii de ani, nu? Când au venit, da, conquistadorii, da, și i-au ucis, da?
pe băștinaș. Da. De fapt, și băștinașii ce făceau la rândul lor și se omorau între ei. Adică toată povestea asta, cum ajunge la noi, cum o avem noi în ADN-ul nostru și cum o manifestăm fără să ne dăm seama de toată cruzimea care există în genele noastre și de asemenea, pe lângă această cruzime, ADN-ul nostru are și lumină. Partea e frumoasă. Acum depinde de noi la care ne uităm, pe care o activăm, pe care o transformăm. Asta face șamanul. Transformă. Și e complicat să stai să pui în aplicare tot ce au lăsat ei, pentru că noi avem așa niște preconcepții, ne gândim că sunt anumite ritualuri care trebuie făcute, trebuie, nu știu. Da, sunt niște pași pe care e important să-i urmezi. Dar nu este nimic complicat, tocmai că mintea noastră complică. Uh-huh. Calea șamanului este o cale simplă, pură, frumoasă, în care nu există doctrină, nu există fanatism, nu există religie. Este calea în care ești în contact cu ce se întâmplă în jurul tău. Și chiar te învață în această carte, el este fiul lui Don Miguel Ruiz. Da? Deci Don José Ruiz este acea carte, cele patru legăminte. Cele patru legăminte. El este unul dintre fii. Și el amintește de cele patru legăminte. Hai să vedem dacă mi le mai aduc aminte, pentru că am citit, am citit cele patru legăminte și arta de a iubi, scrise de Don Miguel Ruiz cu câțiva ani. Nu lua nimic personal, fă tot posibilul, nu presupune și mai era încă una. Nu știu, și acum... tot ce poți mai bine să Așa, dai. Fă tot ce poți mai bine, și... da. Uite cât de simple sunt. Da, foarte simple. Uite, totul este simplu. Este incredibil, apropo de nu lua totul personal, da? Pentru că mereu suntem trigăruiți de ceea ce alții, să zicem, fac și noi interpretăm ca fiind o agresiune. Da. Și atunci tu te gândești că tu... Adică s-a revărsat acea energie asupra ta pentru că tu ești într-un fel, nu? Adică pentru că poate tu nu ești demn, poate tu ești, nu știu, inferior. Să te uiți la tine. Să te uiți la tine. Asta e șamanul interior. Exact. Eu le spun așa, știți că avem toba noastră interioară, este inima, bătaia inimii. Exact. Și pui și-ți asculți inima. În momentul în care asculți din interiorul tău ceva, se face liniște în jur. Absolut. Se liniștește mintea. Pentru că mintea e ca o maimuță. Povestește, da, povestește, sare. Chiar vorbește foarte fain și aici despre aceste voci ale minții noastre și cum le putem liniști. Și o practică foarte faină pe care ne-o dă este de a sta într-un loc. Nu trebuie să fii concentrat ca într-o meditație. Doar să asculți ce se întâmplă, care e mirosul. Da, să fii prezent cu toate simțurile tale. Atunci n-ai cum să mai mergi în viitor sau în trecut. Ceea ce noi facem, de fapt. Da. Noi facem foarte mult. Sunt foarte puțini cei care trăiesc cu adevărat în prezent. Pentru că noi trăim, de fapt, mult în trecut. Poate avem regrete, poate ne gândim că sunt lucruri acolo neterminate, n-am făcut bine, am fi putut face mai bine. Și ne gândim, măi, ce fac mâine, poimâine, peste o lună, un an? Ești unde vreau să ajung? Din acel trecut poți să-ți extragi esența, să-ți extragi puterea personală. Ne vorbește și despre puterea personală pe care fiecare o avem și de multe ori ne este frică de ea. Deci mie mi-a fost frică de puterea mea personală. Dar vreau să-mi povestești cum ai ajuns tu, uite, la a fi practicant de șamanism, da? Și tu știi foarte bine tot parcursul tău. Mie și mi-a plăcea, dar care a fost, uite, care a fost transformarea ta? Da, care a fost clicul? Marele meu prag a fost un divorț în 2010. Și e locul în care eu am căzut jos, dar a fost locul din care m-am ridicat. Pentru că dacă rămâneam femeia care eram până atunci, aș fi trăit în iluzii, aș fi trăit în multe povești care nu erau ale mele și aș fi trăit în visele altora. De acolo de jos, că în șamanism, atunci când tu ești jos, ești de fapt în brațele mamei pământ, n-am știut atunci că eu îmi iau seva de pe pământ. Acea căderea a fost foarte greu de dus și bănuiesc și știu oameni care au trecut prin divorțuri, prin moartea cuiva drag, prin despărțiri dureroase, prin pierderea tot ce aveau. Dar acela e momentul în care te reinventezi, te reconstruiești. Da. Tot ce era fals în tine moare, dar moartea asta este precum a unui fluture. Devine din omidă, își face acel cocon. Da, iese mai puternic, mai frumos. Nu te aștepți ce ești, nu știi, dar este ceva
extraordinar de frumos. Dacă îți dai voie să mori, să moară acele părți false din tine. Da. Și atunci să schimb perspectiva. Am început să caut. Așa. Ce se întâmplă în jur. Cartea pe care atunci am citit-o și astăzi mi-am amintit de ea pentru că este la fel de trezire și cartea asta, a fost Puterea Prezentului. A lui Eckhart Tolle. Exact. Da. Iar asta este, nu știu, exact, m-am dus cu gândul la ea. Deci dacă ar citi-o oamenii, este ușor de citit, ușor de aplicat. Doar să aibă răbdare cu ei. Ei, și în momentul acela am început să-mi dau seama că eu sunt prea conectată la trecut sau prea conectată la viitor, citind acea carte. Da, da. Și am început pas cu pas să mă uit la mine. A fost prima dată în viața mea. Când tu te uitai la tine? Exact. Da? Nu la cum dau bine față de ceilalți, cum mă îmbrac sau ce spun. În sfârșit m-am uitat la mine, la plânsul din interior neplâns. Tot așa spuneam, dar eu de ce plâng și nu știu de ce plâng? Și a fost momentul în care mi s-a vorbit despre șamanism și am fost, wow! Ce e asta? Ce e asta? Da, de ce mă atrage așa? Da. Și am avut un vis în care am fost inițiată și nu știam, doar recunoșteam ca o pene pe cap. Era așa. Cineva care în jurul meu se tot învârtea în vis. Așa. Și eu stăteam în centru și el era genul acesta de șaman din America de Nord. Așa. Deși cuvântul șaman provine din Siberia. Și am ajuns să fac șamanism siberian, pe urmă șamanism incaș și pe urmă să mă deschid așa spre... Nu știu, să-mi deschid orizontul. În toată lumea asta există o învățătură ancestrală frumoasă, autentică. Depinde de omul pe care îl întâlnești și cum o transmite. Și am avut ocazia să întâlnesc oameni fabuloși și să am experiențele mele și să-mi dau seama că fiecare om este unic. Și amprenta acelui ritual sau acele meditații este unică în fiecare om. Nu poți să faci același ritual la fel. Și exact și Don Jose spune asta. Orice ritual ai lua, eu te-aș învăța un ritual, tu îți pui amprenta ta. Și acolo se trezește acel vindecător autentic din tine. Și dacă nu l-ai făcut asta, le spune oamenilor că în jurul vârstei de 50 de ani... E un prag acolo? E un prag în care intri în lecția vieții, în care vine Chiron, marele vindecător. Da. Și zice... Ia să vedem ce avem noi aici. Ia să vedem, dăm așa pagina. La asta ești un pic convingent, Olimpia. Am înțeles. Hai să clarificăm, nu? Da. Și eu tocmai ce am intrat. Da. A, da? A, ești... Da, am înțeles. Sunt. Ești pregătită pentru... Da? Pentru teză? O să văd. Da, lasă să fie ușoară, ca să zic așa, să fie ușoară, teza. Doamne, ajută să fie ușoară. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la noi. Și a fost o plăcere să povestim despre acest subiect. Și da, o să căutăm și noi cartea, să o citim cu mare drag. Îți mulțumim tare mult, te mai așteptăm cu drag. Mulțumim. La revedere, îmbrățișez. Lăm o scurtă pauză și revenim.